Vă mulțumesc că sunteți aici și sper să citiți cartea asta pe care eu mi-am dorit să o traduc dinainte să apară, pentru că urmărisem pe Arundeat îndeaproape încă de la Dumnezeul lucrurilor mărunte. Și probabil că asta au simțit toți cei care i-au urmărit eseurile în acești 20 de ani. După succesul avut în 1997 cu Dumnezeul lucrurilor mărunte, a fost acuzată de indecență. I s-a intentat proces. Doar că exact în aceeași perioadă a luat Booker Prize, așa că guvernul indian care o acuza a vrut să o și revendice în același timp. Asta i-a conferit un statut de la înălțimea căruia și-a permis să înceapă acest activism politic. A publicat primul eseu în 1998, referindu-se în el la înarmarea nucleară a Indiei, la testele nucleare pe care India a început să le facă. Și cumva toate eseurile care au urmat în cei 20 de ani, până la al doilea roman, au stat sub semnul unei afirmații pe care a făcut-o atunci. A spus că dacă este anti-indian și anti-hindu să protestezi că ți se implantează în creier o bombă nucleară, atunci îmi declar secesiunea, mă declar o republică ambulantă. Acesta este tonul lui Arundhati, iar temele pe care le-a abordat în acești 20 de ani au mers de la războiul din Afganistan, pe care l-a condamnat. În urma războiului din Afganistan, în acel siaj al islamofobiei, în 2002 s-a petrecut masacrul din Gujarat, când actualul prim-ministru al Indiei, Narendra Modi, era ministru șef. Narendra Modi, care de altfel a fost reales, partidul lui a fost reales acum o săptămână, s-a confirmat. În continuare avem în India un guvern naționalist, extremist. Altă temă. Următorul eseu a fost despre construirea de baraje, despre politica acestor centrale hidroelectrice care lăsau populații întregi, sute de mii de oameni, milioane de oameni îi alungau de pe pământurile lor. Până în 2012, un sfert de milion de fermieri din India s-au sinucis. Sunt doar cifrele oficiale, cifrele raportate oficial. A scris despre triburile din centrul Indiei, al căror pământ bogat în minerale era vânat de guvernul indian, despre triburile, despre armatele paramilitare de maoiști care apărau pe acești aceste triburi. A scris despre Kashmir, despre conflictul din Kashmir care vrea să-și declare independența. Deci este permanent preocupată de aceste probleme ale Indiei, de aceste probleme postcoloniale și aici spune ea, după 1947, după independența, după ce India și-a declarat independența, această independență a venit simultan cu împărțirea Indiei, în India și Pakistan, și spune ea, această epocă postcolonială, hinduismul, în mod special acest hinduism oficial de stat, a fost mult mai violent decât colonizarea în sine. India, care colonizată, a devenit colonizator. Războiul s-a mutat în interiorul granițelor Indiei. Ei, scriind despre toate aceste teme cu un ton care era foarte urgent și foarte răstit, ca să zic așa, după 10 ani, căci a lucrat în jur de 10 ani la acest al doilea roman, spune ea, a revenit această voce în ea, a început să crească în ea această voce a romanului, această voce mai lentă, mai timely, așa spune ea, o voce care ține de timp, nu de dorința de a interveni urgent când arde un foc. Și ea refuză ideea că